un român de-al nostru de nici 18, care de-abia a împlinit 18 ani, este vorba de David Popovici, a prins top 10 l'Echipe, cei mai importanti sportivi ai anului 2022. O să comentăm pe marginea acestui top, pentru că cu asta vreau, mai ales că e început de an, mai ales că discutăm de Popovici, mai ales că discutăm despre o țară cum este cea noastră, în care sunt tot mai puțini sportivi reprezentativi. E bine, să prinzi la această vârstă, e adevărat, locul 10, dar să prinzi top 10 al sportivilor în L'Echipe, una dintre publicațiile prestigioase ale lumii, e o realizare extraordinară. O să vorbim despre acest top. Meme Stoica, te salut. Vine imediat și Basara Pandur, ni se alătură în studio. Hai să vedem topul ăsta la început de an, pentru că realmente să fii meme în compania asta, da? Vedem topul dominat de câștigător de Cupă Mondială, de Kylian Mbappé, de Messi, de Mbappé, după care vedem Nadal, după care vedem ciclismul, Formula 1, Benzema din nou, atletism, sărituri cu prăjina, Steph Curry, Dupont de la rugby, care este, cum să spun, vedeta Franței, și Popovici în top 10. Te salut și pe tine, Pandi, bine ai venit. Vă salut și eu. Bună seara. Salut. La mulți ani. La mulți ani. Ideea e că eu mi-aș dori ca din toată inima pentru David Popovici să fie în top 10 câștiguri în lume. Nu știu ce sportul. Păi el n-a putut să fie în top 10 câștiguri la CSEA Steaua. În fine, asta e altă poveste. Da, nu era în top 10 câștiguri la CSEA Steaua. Nu era în top 10, că ar fi trebuit să fie prin de primii 11 la echipa de fotbal. Aia celebră. În fine, formidabilă clasare și e mare, mare lucru că mai apare și tricolorul pe undeva. Și chiar în Franța, unde, da. Da, unde foarte mulți au făcut comentarii, nu, mai, hai să zicem, peiorative, ca să nu folosim cuvinte dure la adresa noastră ca nație. Nu pot să spun că n-au dreptate, pentru că am fost și eu pe Champs-Élysées și am văzut ce limbă se vorbește în anumite părți ale trotuarului. Uh-huh. În fine, formidabil. Formidabil și... La vârsta asta? Da. Când tu bați cei mai mari înotători din toate timpurile, era normal să fie. E cum a fost Nadia în anii 70, cam așa e David Popovici. Ok, nu are în notul expunerea gimnasticii, dar performanțele cam aceleași sunt. Pandi. Da, e o mare realizare să prinzi top 10. Mă mir acolo diferența aia de la 800 la 300 între Messi și Mbappé, mai ales că e de L'Echipe făcut. Adică sunt multe puncte, 500 de puncte, după care sunt mari campioni, chiar Verstappen, da, care câștigă campionat mondial de o manieră incredibilă în ultima etapă, în ultimul tur, practic. Nadal trebuie să prindă topul cât poate să joace, pentru că este unul dintre mari și va fi cât mai poate, 1-2 ani probabil, va fi mereu în top. Steve Curry, basketbalistul care toată lumea vorbește, dar vezi că acum se vorbește și de înot, este singurul practic înotător, unul dintre cei mai promițători practic tineri în acest sport. Spui, și sportivi ai lumii, printre cei mai promițători tineri sportivi ai lumii, pentru că asta e, el este în topul ăsta cea mai tânără prezență în topul ăsta al L'Echipe. Și mi se pare, cum să spun, mi se pare... Cine votează? Cum se face? Da, fiind pe puncte, există niște criterii foarte clare, de desemnare a... Pentru că e interesant, nu numai faptul că e o diferență foarte mare între Messi și Mbappé, fiind L'Echipe, prezența lui Benzema, care nu a fost la Cupa Mondială. Dar care a fost Ballon d'Or. Care a fost cel mai bun de fotbalist. A primit Ballon d'Or. Dar Messi n-a fost la Ballon d'Or, n-a prea fost nici pe la PSG, cine știe ce a fost, dar n-a fost cum era înainte la Barcelona. Și cu toate astea e detașat pe primul loc. Bine, voi ați văzut, apropo de topurile astea, nu știu, ați văzut câtă lume s-a uitat la prezentarea lui Cristiano Ronaldo la Nasser? 3 miliarde de oameni. Deci a depășit cu mult finala Cupei Mondiale. Cu mult
Deci a depășit cu o treime finala Cupei Mondiale ca rating. Îndrăznesc să constat că generația care vine, millennials, să zicem, și nu numai ei, ăștia tinerii, decât să se uite la un meci de fotbal, mai bine se uite la un TikTok. Asta este convingerea mea, pentru că am început să cunosc din ăștia mici. Și cam... E plictisitor să te uiți probabil la un meci de fotbal. 90 de minute. Păi de-aia și sportul. Tendința este de a scurta totul. Plictisitor e să te uiți și la Formula 1, dar mare parte dintre ei se uită la Verstappen. Da. Sunt mari fan Verstappen, copiii ăștia. Da, observ că sunt fan, sunt fan ai unor personalități pe care le pot urmări, pe care le pot identifica, le bagă într-o căsuță de asta, da? Ei și oferă viața lor prin Instagram, prin Facebook, prin absolut tot. Da? Faptul că Ronaldo, el, individul Ronaldo, bate finala Cupei Mondiale, prezentarea lui la o echipă din Arabia. Se duce la o echipă care are din Africa de Sud, nu? Nu. A trecut. Din 600.000 de urmăritori pe Instagram au ajuns la 9 milioane, ajunseseră ieri la 9 milioane. Depășiseră Inter. Și deși Inter a câștigat cu Napoli. dar deci a început rimonta Scudetto. Eu m-am uitat de curiozitate. Nu-l urmăresc pe Cristiano Ronaldo, cum am uitat, numai banalități. El nu pune nimic pe Instagram care să suscite interes. Banalități. Da. Rămâi, măcar Lewandowski pune un dans frumos. Lewandowski, ce pune Lewandowski? Eu mi-am pierdut cumva, eram mare fan Lewandowski, nu mai sunt, pentru că nu e normal la 34 de ani. Mâine, poate ai 35 de ani, ești om în toată firea, să te mai muțărești în halul în care se mai muțărește el pe... Dar pune mai muțăreala. Mai muțăreala e la modă. E la modă, mai muțăreala. Așa e. Bă, mai are până la Reghion. Reghionul îl bate pe toți. Nu se poate, adică, mă rog. Nu. Da. Măcar ăsta joacă fotbal. În primul, urmează să plece în al câtelea cantonament. mai știți? Da. Nu-i așa? Nu. Păi au fost ani cu patru cantonamente, îți dai seama. Când iarna, ții minte că era, iarna era lungă, făceam două. Pac, pac. Am făcut unul odată lung în Turcia. Am făcut 21 de zile nouă. Cu cine? Inuman. Cine era? Cu Steaua. Hai de... Cine era antrenor? Lăc. Păi, deci nu ne mai suportam unii pe alții, da? Nu mă văd. Lăcă cu Edi Secund. Doamne, a fost ceva înfiorător. Prea mult. Și într-un hotel zici că era mauzoleu. Deci nu, n-ai cam cu... din a câta zi? Și mai venea soția un ucrainean, nu, unui argentinian care juca în Ucraina. Și zice, trece, părea mai frumos. Am zis, bă, hai să nu mai ieșim prin hol, că-i nasol. Da. Ce vezi, zice? Da, cred. Nu, groaznic. Chiar n-a fost ok cam deloc. Cam din câta zi ne-ați știi cum e, că te gândești cât mai ai și când, de pe la 8-a, cred că numai deja era prea mult. Pani, tu cât ai stat ceva? Da, nu ai mai știu forma. Multe, da. Da, frumos la forma. Da, forma și după aia a plecat în Belgia, Olanda, pe unde plecam. Mult de tot. Ce? Păi acum e vis, acum n-ai nicio treabă. Nu pierzi nimic, se face foarte mult puțin. Cu mingea, se nu, dar pierzi foarte puțin. Da, adică se termină campionatul pe 21 decembrie, pe 3-4 ai venit, ai pierdut cât? 10, 20, 30%, 40%. Acolo veneai pe zero. În primul rând, după o lună și ceva. Minus. Da, veneai cu zero, cu puțin minus, după o lună și ceva. Plus veneai la cântar, după aia trăgeai un forban de nu te mai vedeai. Aia era, da, nici nu știu mai acum. Mai cădeai prin ce zăpadă. Era, nu era, da. Alergam. Că era masa grașilor, masa la un moment dat. Asta a fost una bună. Deci Eugen Nae era la masa grașilor și a venit Țiți Dumitriu și a zis: ce faci, mă? Slăbești pe banii clubului? Asta era de alutiții. Dar perioada mea nu mi-aduc aminte să... La masa grașilor? Da, nu. Nu cred că erau. Ai, cred că nu veneați grași voi, ha? Sau mai venea? Era multă vacanță. Nu că veneai, nu veneai. N-aveai ce să faci. Că se termina campionatul, cred că prin ce? Nu știu, la începutul lui decembrie? Înainte de începutul lui decembrie. Da. Și veneai pe ianuarie.
Da. Îți dai seama, o lună, o lună și ceva de vacanță, dar bine, și aveai de încărcat iară frumos vreo două luni, trei luni, că începea prin martie, parcă, dacă nu greșesc. Da, martie începea. Și atunci, de pe 5 ianuarie până 5 martie, două luni de zile, băgai, ca lume, alergări și de toate. Neme, care e ceva real cu corda la Augsburg? Nu știu absolut nimic. În Germania? Nu știu absolut nimic, absolut nimic. Atunci, hai să-l întreb pe Pandi, nu dacă știe ceva, că dacă nu... Nu, chiar nu știu, adică eu am chestiile astea, până nu primesc ceva oficial, ce să spun? N-am înțeles. Păi, nu vezi ce s-a întâmplat cu CFR-ul? L-au dat, a primit mega oficial. Că l-au dat și după aia l-au adus înapoi. Da. Normal, vizita medicală nu trebuie să aibă nicio legătură cu contractul. Adică s-au fost scandaluri destul de multe și de mari. În momentul în care ai un jucător, nu pleacă acolo dacă nu semnezi acte. Și dacă l-ai semnat, vizita medicală e problema clubului care îl cumpără. Serios? Când acum. Adică da, tu spui că, în mod normal, CFR-ul trebuia să-i dea drumul doar în momentul în care avea semnătura Slavia pe contract? Trebuia să-l ia, de Slavia fapt, trebuia zice. Să-l ia, Slavia trebuia să plătească, dacă erau actele semnate. Dacă nu erau actele semnate, îți dai seama că... Adică, tu, de exemplu, nu ți-ai trimit un jucător la vizită medicală altundeva dacă nu ar fi actele semnate? Normal, nu, bineînțeles. De eu nu ți l-aș lua. Nu-i problemă. Eu nu ți l-aș lua, pentru că... Trebuie să-l văd. Cum să iau un jucător până nu-l văd? Îi fac o vizită medicală, după care îl iau sau nu-l iau. Dar aici e vorba despre ce? Despre genunchi prima dată care era paradit, despre anii care nu erau, adică nici nu mai știi care e, de fapt. Haide să luăm un exemplu. Țineți minte cu Fekir. A semnat cu Liverpool 60 de milioane, țac, țac. Doamne, nu e că e accidentat. Păi joacă omul de la Betis, dar joacă non-stop, adică n-a avut nicio problemă. Eu nu cred că Boah era accidentat, sub nicio formă. Nu știu, habar n-am ce s-a întâmplat acolo. N-avea cum, că doar a jucat. De-abia asta începe să joace, când să-și paradit genunchiul. Da. A căzut Moș Crăciun pe corn, nu există așa ceva, n-avea ce să... Ceva nu e regulă, ceva pentru că ai văzut, au spus, lăsați-l și vedem cum, după care plătim. Adică, băi, ori e accidentat, ori are genunchiul paradit, da? Ori are anii pe care nu i-are. Bine, că vezi ce s-a întâmplat cu Eto'o și cu băieții ăla, acela camerul. Și atunci tot îl vrei, de fapt, și parcă n-ai vrea să plătești atâția bani, nu? Cam ce miroase. Eu cred că eu ce am văzut... Dar se par mulți bani? Foarte mulți bani? 2 milioane de euro? Ți-am spus ce miroseam, că nu poate să dea mai mult de 2 milioane, mă gândeam eu. Mie mi se pare bani mulți pentru un jucător care deocamdată nici nu știm dacă e jucător. Ce e? A jucat atât de puțin și are atât de puține meciuri în care te-a convins că are ceva calitate. A făcut unele meciuri în care nu știi ce mai e. Și atunci mi se pare totuși că ai plătit într-o investiție, într-un viitor, practic. Cum ai plătit pe Radăzlăvescu? Radăzlăvescu n-ai plătit neapărat pentru ce este, pentru ce l-ai văzut că poate să devină. Probabil, mă gândesc. Că mare lucru nu făcuse. Marcase un gol, cred că, nu? Un singur gol la Faru. A jucat acolo destul de mult, parcă, în ultimul an. Da. Are vreo 20 și ceva de meciuri. Bine, cu rezervă, cu tot, probabil că are, dar un singur gol marcat. Probabil că ai văzut în el un mare fotbalist. Așa au văzut și ei. I-au plăcut calitățile, au zis, lasă că-l dezvoltăm, că facem. Dar nici nu mai așteptam să dea mai mult, pentru că ei, dacă își vând un jucător foarte bun de-a lor cu 6 milioane, cât să dai din banii aia? Nu poți să dai 4 milioane, că dai pe un necunoscut, îți dai cel mai bun jucător cu 6 și e un necunoscut că cu 4? Că nu mai sunt ei de acum câțiva ani, când puteau să dea. Păi, dar aveau bani cu grămadă. Aveau bani, erau chinezii, erau investițiile chineze și aveau bani mulți atunci. Puteau să-și permită să iau un jucător de la Anderlecht. Da, asta e interesant ce spui tu, pentru că eu mi-aș fi imaginat, eu ne fiind în business-ul vostru, da, eu mi-aș fi imaginat că, da, eu mă înțeleg cu tine, urmează să-ți dau 2, 3, 5 milioane, 10 milioane, cât vrei tu, dar întâi adu-mi-l să văd că e tot ok la el, adică că e... Și eu am crezut că este așa, e pe dinăuntru că este... Dacă semnezi actele, ești... Nu ai, trebuie să dai bani. Da. Dar cine se dacă semnează actele, semnează cineva, asta e, da, adică întrebare. Voi dați bani înainte să faceți vizita medicală unui fotbalist? Oarecum.
Dar crezi că nemții oare acum, nemții crezi că dau banii? Băi, semnăm, dar nu le înregistrăm. Meme. Ce pune? N-am desemnat, am semnat? Am semnat, da. Dar rămâne însertat la noi. Adică nemții crezi că ar da 3 milioane, să spunem, ar da 3 milioane fără să-i facă vizita medicală? Lui Cordea. Pe Cordea? Spunem așa, că se învârte cerul 4, 3, dacă e, că noi vorbim doar de ce vedem, că logic abar nu avem. Logic nu, cred logic că un neamț te ia dacă nu logic te vede. Nu. Atunci nu mai trebuie să se vorbească. A fost o discuție. Îl vedem, vedem ce probleme are, dacă are probleme. Clar că n-au fost actele semnate și nu s-a... Da, logic că n-au fost semnate. Dar și atunci au încercat-o pe asta. Ai împrumut, ai nu știu. Dar zici mie, care este interesul de a spune că Cordea are o ofertă sau sunt interesați cei de la Augsburg? Poate chiar o fi. Eu nu știu. Nu, dar n-ar fi mai corect, mă gândesc eu, să nu știe nimeni până nu se face transferul? Cum ar fi cel mai corect, depinde, după părerea ta? Depinde informația din ce sursă vine. Dacă vine de la Augsburg, bineînțeles că e o prostie, că normal trebuie să-l iei și după aia să anunți. Da. Dacă vine de la voi, noi, poate să fie, să intre cineva în competiție cu Augsburg, dar nu are cum să vină de la noi. Așa. Dacă vine de la impresar, poate să fie o cale din 31 decembrie, noaptea, știi, dintre... Noaptea dintre ani. Nu poți să știi niciodată. Am văzut chestii făcute. Da, e vreun jucător, eu întreb chestia asta. Credeți că e vreun jucător român pregătit pentru Bundesliga în momentul de față? Să facă față în Bundesliga? Cu adevărat să facă față, indiferent, adică subiectiv. Maxim a jucat în Bundesliga. Da, una perioadă în care a avut și perioadă în care a jucat și perioada în primul an. În primul an a jucat și a jucat excelent. Bine, mă duc în spate. Sergiu Radu a jucat în Bundesliga. Da. Vlad Munteanu a jucat în Bundesliga. Sergiu Radu chiar a făcut-o foarte bine. Sergiu Radu la momentul ăla nu era vreun mare nume în România. Dar nu se știe era niciodată. Mai bun campionatul românesc ba da, atunci, în perioada ba da, aia, era mai bun. Era mai bun, deși nu aveam performanțe în Europa în perioada Sergiu Radu în România. La FC Național. Nu aveam performanță în Europa. Și nici vreun fizic care să te dea pe spate. Schijei se spunea. Și acum e la fel. Da. Și trăiește în Spania, chiar dacă a jucat în Bundesliga. Orice... Vreau să spun că există surprize. Poate să meargă Stahl în Bundesliga și să joace. Nu poate să meargă. Nu poate doar, să meargă. Dar, Cordea poate să meargă să joace. Pentru că am văzut. Fără probleme. Nu, dar Cordea poate să joace. Cred că poate să joace. Eu am ales un jucător care, al cărui nume să rezoneze cumva acolo și care să aibă și fizicul lui Sergiu Radu. Acum te-ai luat de mine. Da. Așa am înțeles. Da. Acum înțeleg. Da. Nu e greu de crezut. Asta că la ce se joacă în Bundesliga au o viteză cel puțin în plus, dar nu poți să știi. Eu am văzut jucători, să știi, cu mare calitate care au jucat în Lechi, de exemplu. Hai să așa repede când vine. Nu poți să spui că este un super mare tehnician. Are o anumită viteză acolo pe partea dreaptă, stânga-dreapta unde joacă. Mai era un jucător, Rașica, cred, sau nu știu cum îl cheamă, Rașița, care acum cred că a plecat din Germania, a plecat în Anglia, din Anglia acum a plecat în Turcia, cred că e în Turcia la Galatasaray, dacă nu greșesc. E mai aproape. Iar care, nu? Adică mi se pare că e jucător care nu, cu o mare tehnică, care aleargă. Eu cred că nu e imposibil să joace Corde. Da. Da, să vedem. Eu nu mai știu. Mi-am pierdut total busola, pentru că au fost foarte mulți și am tot spus-o în emisiune. Au fost atât de mulți la care mi-aș fi imaginat că o să prindă un pic de cheag. Nu să rupă norii, dar să prindă cheag acolo, să rămână, să fie, să câțiva ani. Și pleacă și bine, să știi, la Augsburg. Ții minte că eu tot timpul ți-am spus, am impresia că noi plecăm exact unde nu trebuie prima dată. Tu ești că bine, ducem în Germania e bine, în Bundesliga? Atunci spunem unde e bine. Nu știu, adică dacă vorbim, e bine în Franța, la... nu e bine deloc. Mie traseul Răzvan Marin. După ce am văzut pe Lanț, nu e bine, că acolo chiar că sunt... Mie traseul lui Răzvan Marin mi s-a părut cel corect. Adică ce, care din ele? Standard Liege, nu Ajax. Da. Vreau standard să zic Standard Liege ca o perioadă, deci merg de aici într-un campionat mai bun, mai puternic, care te aduce mai aproape și de... Care te și lansează, și pentru după că este exact, pistă. Stai acolo, petrești timp, ești serios,
prins chiar și după aia faci pasul următor. Pentru asta trebuie ca și cluburile din Belgia să poată cumpăra. Că da, Marin n-a fost foarte ieftin. Da. Gică Hagi nu vinde foarte ieftin. Da, nu și știu acum, cât a fost atunci. Bă, au fost milioane, deci da? Clar. Da. Că ei au luat 10 după aia de la Ajax, e altceva. Da. Dar și da 10 goluri, cred că, într-un an la standard, nu? Parcă. A jucat bine. Cred că a dat 10 goluri da, de jucat, cred a jucat bine. A dat 10 goluri într-un an, așa cred. Sigur că cred. Și nu știu exact. Ai memorie foarte bună. Da, dar cred că a dat 10 goluri într-un an și oricum după aia a dat 10 milioane. Se vedea că e lider acolo, că bătea toate loviturile libere. Dar cum se vedea că nu e din filmul Ajax. Da, a fost altceva. Acolo nu te potrivești, poftim. Pentru mine, faptul că a jucat la standard de ce este. Faptul că joacă în Italia și îl iau echipe, chiar dacă are trucat cu Cagliari, asta spune multe, pentru că în Italia e foarte greu. Da, foarte de acord, greu. De acord. El e un jucător foarte bun. A ajuns la maturitate, mie îmi place foarte mult. Da, de acolo am impresia acum. Că deși am văzut alți jucători de-a lungul timpului care nu erau cine știe ce jucători, dacă a pus să joci un an, doi, te cam învârți acolo, nu mai prea pleci de acolo. Pentru că le e mult mai ușor să ia un jucător care adaptat. Știe campionatul adaptat, care a jucat acolo, care știe ce da, e, decât să vină că, altul da, până dar, se... Dar nivelul e... Uite, spre exemplu... Artur Ioniță, de exemplu. Da, joacă de 100 da, de ani. Da, am umblat după el prin Moldova. Da. Am umblat după el să-l luăm înainte de a ajunge bine. A ajuns în Elveția, după aia a plecat în Italia și joacă, da, într-adevăr. De, da, de acum am început să nu prea mai joace. L-ați vrut pe Ioniță? Da, că eram la Urziceni. La Urziceni. Era bun jucător, se vedea clar că e bun jucător, dar nu era greu să-l cumperi la Urziceni, adică dacă eram la Steaua, atunci l-am 100%. Uh-huh. Da. Piovacari a fost un jucător care la noi, numai că a făcut față la noi în campionat, că a fost foarte bun, în cupele europene, țineți minte, ne-a calificat, golurile lui ne-au calificat în Champions League. El în prima ligă n-a jucat în Italia, nu s-a jucat? El cumpărase Sampdoria, avea 700.000 salariu la Sampdoria, pentru că venise după un an în care ieșise capocanoniere în Serie B, ceea ce... Da, e greu. Greu, e greu, adică, că e altfel de fotbal. Pandi, duse 23 de goluri. E altfel de fotbal, dar el fotbalul avea pentru B. Da. Sau pentru o echipă mai mică, nu Sampdoria. Sampdoria era o echipă care voia să joace pe vremea aia. Avea, era pal de Pazzini atunci. Erau mulți atacanți, aveau 7 atacanți. Aia a fost șansa noastră că am putut să-l luăm. Dar, deci la noi putea să facă diferența și eu cred că în foarte multe campionate în Europa putea să facă diferența. Uite că în Spania, în primul lui sezon, a jucat la Eibar, a jucat, a dat ceva acolo, după care n-a mai... Nu, aici în primul rând era fizic, îi bătea pe toți. Aici fizic părea că... Avea o viteză extraordinară. Nu părea, dar avea o viteză extraordinară. Și ieșe așa, exact ce zicea Pani. Adică vine mingea de pe dreapta, știi? Dă cu dreptul pe lângă și vine mingea în stângul și intră mingea în poartă. Adică și ieșeau toate lucrurile. Da. Pentru că el părea greoi așa, adică n-avea vreo... Da, avea o tehnică așa, să te dea pe spate? Tehnică nu avea. Nu avea, nu. Dar făcea ce trebuia pentru vârf. Stătea cum stau italienii la offside. Da, era genul lui Immobile, ok. Genul lui Immobile, da. Profilul lui Immobile, să spune, poate mai puternic, dar nu atât de... Nici nu se driblează pe nimeni. Dar marchează pentru că vede poarta din toate... Oriunde ar fi el vede poarta, se întoarce spre poartă. Și școala aia, statul la offside, deci eu mi-am aminte și la el cum stătea, cât de bine stătea la offside. Și vezi pe italien cu chestia asta, deci știu, o învață... Uite-te la Andrea Compagno, care e longilin, nu e rapid, totuși cum are știința asta. Are știință. Spune, ce se întâmplă cu ceilalți? Se demarcă excepțional. Ce se întâmplă cu Buena, Panțăru, Achim, Rusu? Achim a reziliat contractul? Achim a reziliat contractul. Da. Astăzi? Nu, acum câteva zile. Okay. Achim n-a jucat deloc și mă rog, s-a operat acum 3 luni, s-a operat la umăr, de aia n-a jucat. Rusu a reziliat contractul astăzi? Te și Rusu. Da. Se întoarce la Mioveni. Boboc Dulca deja s-a anunțat. Și Dulca s-a rezolvat. Da, okay. Și Dulca ieri. Și ar mai rămâne Buena, care nu intră în vederile noastre. O să vedem. Să discutăm. Va veni pe 16. Să vedem. Sper să găsească. Problemele au fost cu jucătorii care nu aveau drept de joc la trei echipe. Da. Adică am făcut... Adică a trebuit să negociați practic și cu fostul club ca să-i preia. Acum, știi cum e? Ei și-au asumat riscul de a nu juca până în vară, dacă nu vor să meargă la fostele lor cluburi. Da. Asta e situația. Dar spune și mie un lucru. Ai dat 250.000 pe Dulca, acum îl dai afară.
el pleacă la Chindia, Chindia vă dă bani înapoi sau nu mai dă niciun ban, ați pierdut aia 250. Clauza. Eu nu cred că pleacă la Chindia. Bine, el încă nu s-a întors la Chindia, e plecat din ce am înțeles eu și nu știe nici tu Chindia zici că dacă vrea să... Da, nu, nu. Sau poate să meargă într-un alt campionat care începe care acum. Începe acum. Mă rog, nu știu. Nu știu, n-am fost consultat. Dacă se întoarce la Chindia, practic pierdeți aia 250.000. Da, la Gigi a pierdut... Păi gândește la Nedel. Așa care... nu-i mai pune niciodată. Da. Numai pe aia care-i pierzut, ți pune tot timpul la socoteală. Nici jucătorii nu-i pune la socoteală. Dacă era unul adus de tine, îi auzeam, știam toți că e adus de tine. Oh, nu mai cred niciodată în el. Vreo doi ani a fost pe... Golovka. Da. Da. Auzi, da. Ai vrut? Asta e bună. Auzi, dintre... Eu mă gândeam că nu se vede. Auzi, dar dintre toți ăștia. E vreunul de la care aveai așteptări mai mari? La care, cum să spun, realmente ai zis că vine și ne ajută și totuși ceva s-a întâmplat? Nu știu. Eu nu cred. Nu am avut nicio... deci eu am avut... O să evit un răspuns care să mă pună într-o situație delicată și o să spun atât. La Andreea Companiu și David Miculescu am susținut cu tărie că trebuie cumpărați indiferent cât costă. Și aici am încheiat. I rest my case. Am înțeles. Da. Da, eu de exemplu, uite, ca să fiu foarte sincer, eu nu credeam, de exemplu, că Buena va fi atât de slab la FCSB. Iar cu Buena... Că nu mi-aș fi imaginat. Cu Buena, că nu, că Pandea are dreptate. De Buena a spus, păi, mi-a zis meme că a zis Camora. Nu, eu i-am spus, băi, Gigi, am vrut să-l luăm pe Buena înainte de a merge la CFR. Părea foarte bun la Sepsi. Da, părea bun, capitan de echipă. Părea că iese cu mingea la picior. Bă, mie mi-a plăcut mult. Eu am insistat cu Buena la momentul ăla. Nu s-a putut lua. A plecat la CFR. N-a jucat la CFR. Am văzut prin cupele europene, în fire, n-a jucat. Și după aia am spus așa, zice, uite, m-a sunat Tase, era la echipa națională Florin Tănase, fostul nostru golghetă și capitan de echipă. Și îmi zice așa, mi-a zis Camora că e cel mai bun fundaș central de la CFR, dar lui Petrescu nu-i plac ăștia care ies cu mingea la picior, el vrea să joci simplu, nu știu ce. Și eu am dat copy-paste și i-a spus lui Gigi, uite ce zice Tase, că i-a zis Camora... Și așa a ajuns să... Bine, mai să-l luăm. Băi, gratis, da. Hai, o să-l luăm. Ce care-i problema? Și după am zis că nu s-a luat, dar nu s-a luat. Eu m-aș fi așteptat, sincer, la Buena să prindă cheag. Nu știu, să fie... Meciul care a jucat Buena ăla de la Sepsi a fost cu UTA în cupă și a luat, a aplaudat și a luat al doilea galben. Și de atunci... Da. A fost, dar nu era pregătit. Aia se vede și Pandi știe cel mai bine. Mai ales la, nu joci de atât de un an de zile, fundașe, normal. Iar Boboc te așteptai să rămână? Nu juca la Hagi. Nu mai juca, da, dar când juca, el ba juca fundaș dreapta, ba juca fundaș stânga, mai mult fundaș stânga decât fundaș dreapta. Aici mă gândeam că îl țineți, pentru că poate să fie o soluție și pentru stânga și pentru dreapta. Da, și Pantea poate să fie o soluție și pentru stânga și pentru dreapta. Da, și atunci ați ales probabil că... Și Pantea are 19 ani și jucător în care avem... Da. Plus că gândește-te că revine Ovidiu Popescu. Ovidiu Popescu în februarie va putea juca. Lampard după câte luni? 8 luni de zile. Nu, s-a accidentat în nivelul campionatului. Cu Mioveni. Da, nu, el și acum poate. Dar am zis, bă, hai să nu... Mioveni ce luni a fost? În vară. Păi asta spun, 8 luni de zile, dacă în februarie revine. Nu. Era deja dică. Noi punem 5 luni... Noi punem era deja dică la echipă. 5 luni să se facă 5 luni ca să poată... Pentru că el poate să joace acum. S-a refăcut complet, dar am zis, bă, să mai ținem o lună... Când este exact, are 7-8 luni, nu? Nu, în februarie. 7-8 luni, nu. Păi asta spun, când? În septembrie, august, da, pe acolo 6 luni maxim. Apropo de transferuri, o să auzim imediat și pe Ișvan, că a vorbit. De la Craiova a plecat Florescu, adică l-a adus Mirel și s-a întors la Botoșani? Da, s-a întors la Botoșani. De unde a plecat Târcoveanu, la Vitești. Da, apropo de Ișvan... Tu ai spus ceva... Păi n-am spus așa ceva, eu nu înțeleg așa ceva. Ai spus ceva legat de el și de Tănase, care prietenie cu Tănase? Nu am spus așa ceva niciodată. Am spus eu așa ceva?
Eu nu știu să eu nu știu că a scris Gazeta Sportului că se pare că eu nu știu ce, nu știu nimic de nicio prietenie și l-am văzut în viața mea pe nimeni. Eu nu umblu în Pitești. Pentru că Mihai Rotaru s-a supărat, a luat-o foarte personal, a zis așa, ar fi cazul ca cei de la celelalte echipe să-și vadă de viața și de echipa lor, apoi se întreabă de ce îi lovește trenul. Îl monitorizăm pe Ișvan de un an la tot ce înseamnă viață privată în afara terenului, este prieten cu Latovlevici, care l-a băgat sub aripa lui și îl știm toți pe Lato că e profesionist, l-a băgat în sală, a început să-l formeze ca dezvoltare fizică, iar Ișvan s-a comportat exemplar. Ce a fost înainte treaba altora. El în această perioadă s-a comportat foarte bine, ca să facem o glumă. Dacă le-am interzis celor de la FCSB să intre în cluburi și să consume alcool, jumătate din cluburi ar da faliment. Dar pe noi nu ne interesează ce se întâmplă în altă parte. Păi, de asta îi rugăm să-și vadă de treaba vorbești. Lor. Să nu vorbească de Universitatea Craiova și toată lumea. Dar n-am vorbit de Universitatea Craiova. Dacă vrea să vorbesc de Universitatea Craiova, pot să vorbesc de Universitatea Craiova. Știu și eu pe unde sunt păcănele, știu și eu pe unde, știu multe chestii, dar eu tac din gură. Nu înțeleg de unde și până unde s-a inflamat așa de mult Rotaru. Pentru că n-am spus așa ceva. Da, dar Rotaru n-avea de unde să știe. Adică dacă a scris că Gazeta că, vezi, Doamne, s-a auzit că eu aș fi, că de aia aș fi bazaconii din alea, zvonuri. N-am refuzat pe nimeni, eu am spus foarte clar. Eu am spus foarte clar. Gigi a făcut ofertă de 500.000 pe Ișvan. Am spus foarte clar. Nu a acceptat FC Argeș oferta era făcută aici, de Gigi. Eram în studio. Exact. Și atunci ce tot... Să nu se mai inflameze Rotaru, e puțin cam sensibil. Ce zici, Pandi, de Ișvan? Se întoarce ca Florescu? La FC Argeș într-un an? Nu știu. La 700.000 nu știu dacă te mai întorci. Nu te mai întorci. Nu știu. Cum nu se mai întoarce nici Miculescu la UTA, cred. La 1.500.000. Nu? Adică mi-e greu să cred că la 700.000 mi se par bani destul de mulți, să știi. Nu? Da. 700.000 mi se par bani destul de mulți. Cred că totuși era o diferență între Miculescu și Ișvan. Miculescu începuse să dea goluri, chiar a dat destule goluri. Ișvan parcă începe acum să-și facă loc, deși eu tot am zis de el de când a apărut că văd ceva calitate la el. Depinde de el acum. Trecerea asta s-ar putea să-i facă bine, poate. Are o parte dreaptă acolo unde nu prea este o mare concurență acolo, unde ar putea și mai ales la banii ăștia sigur intră și trebuie să joace. Acum depinde de el dacă se dezvoltă și dacă arată jucătorul, arată calitățile alea pe care eu le-am văzut la început. Mi-era greu și atunci să spun ce, dar vedeam niște lucruri. Era preocupat de alte lucruri, atunci a vorbit la vremea respectivă, nu mai vreau să vorbesc, dar are o șansă aici, pe partea dreaptă, acolo să crească. Hai să-l ascultăm. Cum te-ai simțit știind că ești dorit de o echipă precum Știința? Salut! Sunt foarte bucuros că am venit la Universitatea și referitor la cum mă simt știind că am fost dorit, au fost discuții de, cred, mai mult de 2 ani de zile. Iar acum mă bucur că într-un final s-au concretizat și în sfârșit am semnat și sunt foarte fericit. Ce te-a făcut să alegi Universitatea Craiova? Știind de am câțiva prieteni care mă știu cu ei dinainte, care au trecut pe aici, pe la club, suporterii minunați, stadionul și multe chestii care nu le pot chiar spune pe toate, dar sunt foarte fericit. Ce-ți propui în tricoul alb-albastru? Să, în primul rând, să-mi ajut echipa cât mai mult, să marchez și la final să ne bucurăm cu toții, cu suporterii, să fim campioni. Înainte de a semna cu Universitatea Craiova, cunoșteai pe cineva din lotul Științei? Ai avut un sfat de la cineva? Ai primit vreun sfat? Da, mă știam cu băieții de la Under 21, cu Vladi, cu Screciu, cu Marcoviș, Câmpanu, Bayram. Și plus că Florescu e de la mine din oraș, ne știm de mici, cu Dan, cu Nistor, mă știu, și cu restul băieților mai sunt care din campionat. Ai fost internațional la Under 21 în tricoul formației FC Argeș și visezi la tricoul naționalei mari în momentul acesta, când ești deja la Universitatea Craiova? Clar, odată cu pasul făcut la Universitatea Craiova, trebuie să cât mai repede și ăsta e un obiectiv de-al meu, să fac pasul la prima reprezentativă a României. Ai vreun mesaj pentru suporterii Științei? Abia aștept să fiu pe Oblemenco, să joc alături de ei și să cântăm la final și să ne bucurăm. Așteptăm la stadion
alături de noi. Da, l-am auzit pe Ișvan. Mulțumesc mult, Pandi. Meme, mulțumesc mult. Să fie cantonamentul scurt. Este. Yeah, oh, 11 zile, 12 zile. Bun, rămâneți cu noi.